Cătălin Măruță este unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune, cu o carieră de aproape 20 de ani în domeniu. De-a lungul timpului, a fost implicat în mai multe scandaluri, unele dintre ele pornind de la anumite comentarii făcute în emisiunea pe care o prezintă la Pro TV. Cu toate acestea, comportamentul lui din ultima perioadă i-a șocat pe fani, având câteva derapaje incontrolabile. Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Cătălin Măruță împodobește bradul alături de soția sa, Andra. La un moment dat, prezentatorul TV a făcut o remarcă neașteptată. Mai exact, Vedeta Pro TV a zis că partenera lui de viață nu a avut spectacol anul acesta la sala palatului pentru că nu mai era loc. Cineva a ocupat încăperea, iar Andra nu a mai putut să-și susțină concertul. Chiar dacă nu a numit o persoană care i-ar fi putut lua locul soției sale la sala palatului, internauții au făcut legătura cu Georgiana Lobonț. Cântăreața a susținut acolo un spectacol de colinde în data de 19 decembrie. Ei bine, atacul prezentatorului TV a ajuns și la urechile Georgianei Lobonț. Totuși, artista nu a avut nimic să-i reproșeze lui Cătălin Măruță și nu i-a întors săgeata. Din contră, a reacționat pozitiv. În acest context, cântăreața a spus că nu poate să fie supărată pe vedeta Pro TV pentru că îi respectă munca. Mai mult decât atât, este conștientă că atunci când atinge o treaptă importantă a succesului, îi poți deranja pe ceilalți.